Acum, oricât ar părea de ciudat că o să vă povestesc despre o carte din mașină, mi-am dat seama că mă străduiesc de câteva săptămâni bune să zic ceva despre cartea asta, care mi s-a părut senzațională și nu am reușit să mă mobilizez. Dar astăzi, pentru că o lasem oricum cu mine ca să-i o duc cuiva, o recomand tuturor, am zis că, hai gata, ori povestesc acum, ori nu mai povestesc niciodată. Cartea se numește Băiatul care a fost crescut ca un câine. Și ce m-a impresionat pe mine, e una dintre cărțile pe care le-am citit undeva spre sfârșitul verii. Ce m-a impresionat pe mine, spuneam, este că îți arată într-un mod de netăgăduit, să spunem, cât de mult contează modul în care este crescută o persoană, ce primește în prima perioadă a copilăriei, ce fel de afecțiune primește, ce fel de tratament primește pentru evoluția sa ulterioară. Cartea este povești din jurnalul unui psihiatru american de copii. Acesta povestește de-a lungul carierei sale care au fost cumva cele mai interesante cazuri cu care s-a întâlnit și cumva de aici vine și toată esența și toată substanța cărții și e o carte pe care o recomand doar celor care studiază psihologie. Este o carte pe care cred că ar fi necesar și util să o citim cât mai mulți dintre noi. Pentru că ne arată în felul următor. Cum spuneam, sunt câteva cazuri de copii care au avut evoluții cu totul și cu totul diferite în viață, funcție de modul în care și-au petrecut primii ani din viață. Lipsa atașamentului, lipsa interesului din partea părinților, lipsa atenției, lipsa stimulării intelectuale din primii câțiva ani de viață au transformat unii dintre acești copii în practic niște criminali cu sânge rece care n-au avut niciun fel de remușcare atunci când au ucis. Și pe alții care au primit totuși un fel de atenție sau care au putut să fie recuperați la timp, i-au transformat în niște oameni funcționali și care s-au văzut de viața lor pe cât a fost posibil în condiții normale. Așadar, este cumva din această perspectivă, cred că ne arată cum funcționează lucrurile și cât de important este să le dăm copiilor noștri în primii ani de viață tot ceea ce putem să le dăm. Anii aia nu se mai întorc, anii aia îi marchează pe ei pe viață și e foarte, foarte important să facem asta, să le dăm timp, să le dăm atenție, să le dăm grijă. Nu durează mult, trece. Știu că e obositor în principiu pentru mamele tinere, mai ales dacă au mai mulți copii să facă asta, dar o să vedeți cât de important este dacă citiți această carte. Unul dintre cazuri este chiar foarte relevant din perspectiva aceasta, este al unui băiat care devine ucigaș la un moment dat, din păcate, și psihiatrul acesta se duce pe urmele familiei și vorbește cu mama și vorbește cu tatăl și vorbește cu fratele mai mare și află în felul următor. Că fratele mai mare, care era o persoană absolut normală, fusese crescut în familia respectivă, dar în perioada în care mama și tatăl locuiau împreună cu restul familiei într-o localitate. Apoi și-au primit la nașterea primului copil sprijin din partea întregii familii și din partea întregii comunități. La cel de-al doilea copil se mutaseră în altă parte pentru că tatăl nu mai găsise de muncă în zona respectivă. Se mutaseră așadar și rămăseseră singuri, doar mama, tatăl, băiatul cel mare și a venit pe lume și băiatul cel mic. Mama era cu un IQ limitat, să spunem, și nu a știut ce să facă și atunci când vedea că băiatul cel mic, după ce s-a născut, este foarte agitat și foarte nu poate să-l liniștească, îl îmbrăca pe copilul cel mare și pleca cu el de acasă și îl lăsa pe acesta ore și ore în șir singur. N-a dezvoltat niciun fel de empatie copilul, n-a dezvoltat decât foarte puține funcții sociale, a învățat să se descurce într-un mod diferit și, spuneam, a devenit criminal. Fratele lui mai mare, crescut de aceeași familie, dar într-un mediu diferit, a avut o cu totul și cu totul altă evoluție. Asta e cartea, presupun că o găsiți și în toate librăriile, dacă nu la editura Herald. Vă spun sincer că este o carte cu adevărat impresionantă și pe care merită să o ai în casă. Așa că, mă rog, e o lectură plăcută toamna asta. Interesantă, nu neapărat plăcută, de fapt.